jeszcze, Ciebie chcesz i weźnici tu jeszcze, Ciebieś ma dominu maj tu, Jeś talmer kreator numaj tu, Jeś pewieś mtu i tortu jeszcze, Ciebie chcesz i weźnici tu jeszcze, Ciebieś ma dominu maj tu, Jeś talmer kreator numaj tu, Jeś pewieś mtu i tortu. Nu-mi stau
și nu se pot împotrivi. Un Domn triumfător e Iisus, noi îl urmăm unde ne duce, vrăjmașii nu se pot împotrivi. Doamne, Tu ne-ai ajuns, Doamne, să înțelegem ce înseamnă, Doamne, să trăim prin puterea Ta, Doamne, și nu prin puterile noastre, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu, Doamne, Tu privești către noi, Doamne, și Tu te bucuri, Doamne. Te bucuri de noi, Doamne, și îmi place, Doamne, când te facem pe Tine bucuros, Doamne. Îmi place, Doamne, când îți dăm Ție toată atenția, Doamne, și îți dăruim Ție, Doamne, toată dragostea noastră, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne. Doamne, vreau să contez pe noi, Doamne, și știu că Tu contezi pe noi, Doamne, și ești un Dumnezeu credincios, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc pentru ceea ce Tu ne oferi, Doamne. Splendoare de împărat, în slavă îmbrăcat, Pământul va cânta. Lumină-i haina sa și noaptea nu va sta, fugind din fața sa. Ce mare ești Tu, Vocda, ce mare ești Tu, toți vor vedea ce mare ești Dumnezeu. Ce mare ești, ce mare vom cânta, ce mare ești Tu, toți vor vedea ce mare ești Dumnezeu. Chiar timpul l-a făcut, în mâna ascund sfârșit și început,
sfârșit și început. Triunic Dumnezeu, Tată, Duh și Fiu, El este și mie.
Ajutorul slavei Dumnezeu e tăria mea. A Dumnezeu e tăria mea de post pentru sufletul meu ajutor. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea de post pentru sufletul meu ajutor. Dumnezeu are putere ca în cer și pe pământ. Dumnezeu e tăria mea. Tot ce în lume se întâmplă este scris și în cuvânt. Dumnezeu e tăria mea. Încercarea când se mare și se pare că mă groapă. Întunericul e greu și nu mai pot vedea. Stau și fruntea și genunchii, dar îmi las pe cerul. Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea de post pentru sufletul meu ajutor. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea de post pentru sufletul meu ajutor. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea.
Dumnezeu e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea. Haideți să rămânem puțin pe picioare, nu vă așezați încă, să păstrăm acest spirit al închinării. Și așa cum am cântat în ultima melodie, în ultima cântare înaintea Domnului, că Dumnezeu este tăria noastră, haideți să venim înaintea Lui, bazați că El este Dumnezeu, care are toată puterea sus în cer și jos pe pământ și că nimic nu se face fără voia Lui. Și conștienți de lucrul acesta, să venim să ne rugăm și pentru țara noastră, pentru liderii noștri. Știu că nu facem prea des lucrul ăsta, nu știu dacă e bine sau rău, dar Scriptura, Apostolul ne îndeamnă să ne rugăm pentru mai marii noștri, pentru că, într-un fel, deține fericirea noastră. Și fără să fac prea multe, probabil sunteți pe aici printre noi oameni care nu aveți motive să vă rugați pentru liderii acestei țări, dar cred că este important ca împreună, ca un trup al lui Hristos, să venim să mijlocim pentru țară. Nu neapărat vreau să vă oblig să faceți chestia asta, dar cred că sunteți în sentimentul meu și aveți o inimă pentru țara în care sunteți, pentru liderii de aici, ca Dumnezeu să le dea, nu știu, înțelepciune. Amin? Vreți să ne rugăm? Haideți să ne rugăm împreună așa cum suntem înaintea lui Dumnezeu și să rugăm să aibă milă de România, să aibă milă de liderii noștri care, mă rog, sunt puși în fruntea poporului și nouă să ne dea înțelepciune, răbdare și în continuare un duh de rugăciune, de mijlocire. Perseveranță, Dumnezeule, Tată, și în același timp, Doamne, Dumnezeule, să ne ajuți ca să în același timp să ținem, Doamne, Dumnezeule, în acest plan de rugăciune, Doamne, să aducem o dau, Doamne, să ținem, să ținem, Doamne, Dumnezeule, în așa acesta țară, acesta, Doamne, Dumnezeule, că vine cu vântă, Doamne, Dumnezeule, să vină și în orice viață să se plice cu temele de tine, Doamne, cu frică de tine, Doamne, să slujească pe tine, Doamne, Dumnezeule. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeu, că ești în cer și ești în control, Doamne Dumnezeu, și că de Doamne Dumnezeu, Doamne Dumnezeu, Doamne Dumnezeu, Doamne Dumnezeu, și mai fi alături de noi, Doamne Dumnezeu.
Haideți să ocupăm locurile. Mă bucur să fiu din nou în biserică, împreună cu sfinții, să ne închinăm Domnului, să lăudăm pe El și dați-mi voie ca numele Lui Iisus Hristos să vă zic cum bine ați venit și Dumnezeu să vă binecuvânteze și în seara de astăzi. Pentru toți care ați găsit resurse în inima voastră să veniți în casa Domnului, să-L căutați pe Domnul. Am vrut să ne rugăm pentru țara noastră, cred că n-am făcut-o de prea multe ori, noi cu toții știm situația în care suntem, dar noi ca Biserica lui Iisus Hristos avem totdeauna speranță, amin? Noi nu ne legăm de oameni, ci ne legăm de Dumnezeu care este suveran și care un cuvânt să spună și așa se face. De aceea trebuie să avem încredere în continuare în El și că El va face tot ceea ce este bine pentru cei aleși, pentru cei chemați după numele Lui, amin? Noi suntem cei chemați după numele Lui, noi suntem creștini, noi suntem cei care îl iubim pe Domnul Iisus și credem că Dumnezeu ne va binecuvânta în aceste vremuri, indiferent care vor fi ele. Nu vreau să insist prea mult, vreau să mergem înainte. În ultima vreme eu am început să citesc Cartea Numerilor. Cumva, pornind din 1 Corinteni, am văzut o legătură în Cartea Numerilor și mi-am dat seama că liderii, în general, au o... N-am să predic. Vreau să facem colecta, dar vreau să vă motivez și pentru lucrul ăsta. Nu vreau să facem colecta doar așa, ca și colecta, ca și cum mergi la cutia milei și dai la cutia milei. Vreau să vă motivez și să înțelegem că ceea ce facem noi cu colecta, cu darurile noastre, sunt mai mult decât orice pe lumea asta. E un act care îl facem pentru lauda lui Dumnezeu. Dar revenind, citind în Cartea Numerilor, am fost șocat să văd că liderii au o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și pentru evrei care erau într-o tranziție, mă rog, din țara Egiptului către țara promisă. Și într-un fel, Pavel vorbește despre creștini, despre biserică ca fiind un popor care ar trebui, un popor al Domnului care ar trebui să se uită în istorie și să vadă că toți care au fost părtași la hrana duhovnicească care ieșea din Hristos și au fost beneficiari, mă rog, în cele din urmă acelui sistem de legi care a fost dat din pricina că erau răi, ei bine, toți aceștia au avut o soartă cam tristă, cu excepția câtorva, dar bine, nu vreau să vă întristez acum, dar m-am uitat mai serios la chestia asta și am văzut că liderii, în primul rând liderii, au fost cei care au fost spânzurați când poporul n-a mers unde vroia Dumnezeu. Dacă citiți în Numeri, eu vă invit la o lectură, e interesantă și... veți vedea lucruri interesante și de aceea am înțeles, uitându-mă și aici, că liderii au un cuvânt de zis. Și cred că lideri nu numai în biserică, ci și în lumea de astăzi, pentru că toți Biblia ne spune că ei sunt solii lui Dumnezeu, liderii acestei lumi sunt solii lui Dumnezeu, trimiși ca să împartă dreptate în numele lui Dumnezeu, pe ăla care face rău să îl pedepsească, pe cel care îl face binele să laude. Acum nu știu la noi dacă e prea multă laudă în România, dar cu siguranță am auzit că sunt răi care sunt corectați, sau cel puțin așa se dorește. Ei bine, uitându-mă la treaba asta în Numeri, am dat și peste un capitol care vorbește și despre daruri. Cu toții știm și, mă rog, zeciuiala e un subiect tabu în vremea de astăzi, unii o consideră ca fiind o chestiune absolut demodată, fără relevanță istorică, dar și pentru zilele de noastre nu mai are niciun sens. Cu toate acestea am văzut că există un principiu al lui Dumnezeu în care cei care sunt numiți de El în slujbă să trăiască din slujba pe care o fac. Eu vă invit, dacă aveți Biblia voi, să ne uităm în capitolul 18, începând cu versetul 26, am să citesc doar câteva versete. Și zice așa, să vorbești leviților și să le spui,
când veți primi de la copiii lui Israel zeciuiala pe care vă dau din partea lor ca moștenirea voastră, să luați din ea un dar pentru Domnul, și anume a zecea parte din zeciuială. Și darul vostru vi se va socoti ca grâul care se ia întâi din arie și ca mustul care se ia întâi din teasc. Astfel să luați și voi întâi un dar pentru Domnul din toate zeciuiele pe care le veți primi de la copiii lui Israel și să dați preotului Aron darul pe care îl veți lua întâi din ele pentru Domnul. Din toate darurile care vi se vor da, să luați întâi toate darurile pentru Domnul și din tot ce va fi mai bun să luați întâi partea închinată Domnului. Să le spui, după ce veți lua din ele partea cea mai bună, zeciuiala va fi socotită leviților ca venitul de la arie și ca venitul de la teasc. Să-l mâncați într-un loc oarecare, voi și casa voastră, căci aceasta este plata voastră pentru slujba pe care o faceți în cortul întâlnirii. Este un pasaj care poate aparent nu vorbește prea multe, dar pentru unul care știa un pic voi cred că știți un pic despre cum erau organizați poporul Israel în jurul cortului întâlnirii, inclusiv leviții, cum erau organizați în cortul întâlnirii și pe familiile leviților, cum erau rânduiți să poarte pe rând obiectele de cult de la templu, astfel încât primii care plecau din loc erau cei cu cei cu perdeaua din afară, cu stâlpii din afară, ei ajungeau primul, montau împrejmuirea și când veneau ultimii care au împachetat, erau și ultimii care ajungeau să monteze chivotul și așa mai departe. Era o rânduială extraordinară din punctul ăsta de vedere. Și dintre toate semințiile lui Israel, 12 la număr, Levi nu primește decât banii pe care, primeau grâu și must de la toți ceilalți copii, de toate celelalte seminții a lui Israel. Nu știu dacă câți credeți că erau, mulți leviți. Cam câți credeți că erau? Peste 25.000. Da, cu familii, cu tot, erau destul de mulți leviți care făceau un singur lucru, unii dintre ei. Cărau niște lemne, aurite, adevărat. Dar alții aveau slujbe mai puțin spectaculoase, în timp ce alții, probabil că erau și preoții, tot leviți și ei, din seminția Levi, duceau jertfele, făceau slujbe mai spectaculoase. Dar interesant că lor nu le dă Dumnezeu nimic. Zice, voi veți trăi din ceea ce ceilalți vă vor aduce. Cu toate astea, din ceea ce primiți și voi să dați și ăsta să fie grâul vostru pe care îl primiți, care îl semănați și mustul vostru pe care îl faceți. Dar dacă ați observat, nu este un pasaj neapărat numai pentru leviți, pentru cei care sunt puși în fruntea poporului. Pentru că în câteva rânduri zice... unde să văd? Din toate zeciuiele pe care le veți primi, de la cine? De la copiii lui Israel. Adică de la toți ceilalți. Toți sunt implicați în chestiunea asta. De aceea, uitându-ne aici și socotind că aceasta este casa Domnului și aici se face o slujbă, haideți să venim cu bucurie și să fim parte la această lucrare. Nu numai leviții, ei erau cei care erau în față și se vedeau că fac ceva, dar adevărul este că toți ceilalți erau prin leviți de față la slujba care se făcea acolo. De aceea și darurile pe care noi le aducem sunt o parte a închinării pe care o facem înaintea Domnului. E frumos să ne rugăm, e frumos să primim din partea Domnului cuvinte de încurajare, de îmbărbătare, de mustrare, acum de înțelepciune, nu? Dar în același timp este și partea asta așa mai, numiți-o voi cum vreți, care trebuie făcută și ea. Și credem că o facem împreună. Pe de altă parte, interesant, mie mi s-a părut interesant când Domnul de fiecare dată când le zice să vină la templu evrei, cu ce veneau? Cu un dar. Veneau cu daruri. Noi când mergem la cineva acasă, cu ce mergem? Cu mănuși? Ca să nu mergem cu mâna goală? Nu, mai ducem și noi în cadou. Acum eu mă uit să văd unde. Mă ajută cineva.
Haideți să facem această slujbă, dacă vreți, să dăm acest dar pentru casa Domnului, să aducem un dar de fiecare dată când venim la casa Domnului, în biserică, în templul Lui, acolo unde... Pavel zice că toți când ne adunăm aici formăm un templu al Domnului. În același timp, fiecare în sine este un templu al Duhului Sfânt. De aceea, haideți când venim aici să venim și cu darurile noastre. Amin? Vrea cineva să mulțumească Domnului? Pentru că suntem în stare să aducem daruri, să fim recunoscători Lui? Hmm? O privire de voluntar? Mariusică, vrei tu? Ha? Da. Hai, Marius, hai vino și hai să mulțumim împreună, așa cum sunt tați aici, noi vrem ca să mulțumim, să fim recunoscători că din mâna Lui primim toate. Tată, îți mulțumim că din mâna Ta primim toate lucrurile. Îți mulțumesc că Tu ai grijă de noi. Îți mulțumesc, Tată, că ne înconjori cu protecția Ta și în fiecare zi Dumnezeule ne poți de grijă. Ești un Dumnezeu suveran peste viețile noastre și Te recunoaștem ca suveran și ca Domn. Îți mulțumesc, Tată, că ne dă de lucru, avem slujbe. Unii au slujbe la casa Ta, unii au slujbe prin altă parte a orașului sau prin țară. Îți mulțumesc pentru oamenii care le-ai dat un dar de a face afaceri. Îți mulțumesc, Dumnezeule, că Tu poți de grijă, Tu ești Cel care corează toate lucrurile și așa cum Eugen a spus, Tată, noi chiar am vrea să facem cu bucurie acest lucru care se numește mai puțin spiritual, acesta de a dărui. Dar eu știu, Tată, că inima Ta este bucuroasă atunci când noi dăm cu bucurie. Tu ești satisfăcut când vezi că punem în aplicare principiile și valorile Tale și îți mulțumesc că ne înveți lucrul acesta în fiecare zi. Dă-ne un duh de bucurie atunci când vine vorba de a dărui lucruri materiale sau bani. Îți mulțumesc că vei face lucrul acesta în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Mulțumesc, poți să mergi la loc. Da. Dacă vrei să mai zici ceva sau... Înainte de dar, atunci hai vine, eu am terminat, da, atât am avut de zis. Vreau numai să vă încurajez să vă deschideți inima. Cuvântul Domnului e foarte interesant, de multe ori vorbește când nici nu te aștepți, din versete. Eu personal am avut revelație să văd un verset de care de multe ori cred că am trecut peste el, dar care mi-a schimbat total perspectiva. Vreau să vă întreb dacă știți ce s-a întâmplat cu profetul Balac. Ăsta e ultimul lucru care eu... E interesant. Nu știu ce-o mai căutat el încă după ce a zis profeția, trebuia să se care în țara lui, dar se pare că a rămas acolo. I-a plăcut să mai meargă pe la unul, pe la altul. Și un verset, uite așa, micuț, care zice că poporul când a intrat în țară l-a omorât pe profetul care avea, să zic, o profeție mesianică. O stea, nu? Știți? De-aia zic că merită să ne uităm în cuvântul Domnului. Aveți obiceiul să vă uitați în Biblie, să citiți. E foarte important, e foarte important. Nu de mult am citit, de mult, astăzi mi-a citit cineva o poezie despre televizor. Și cred că ați citit-o și voi, nu zic prea multe. Dar interesant cum facem din tot felul de chestii lucruri spirituale, când n-ar trebui să fie acolo lucruri spirituale. Și din ceea ce e cuvântul Domnului, dacă ne uităm în el, găsim tone de cum ar trebui să ne trăim viața și... Dar nu zic mai mult, o să las pe Darius să ne împărtășească din cuvântul Domnului. Am înțeles din Efeseni, nu? Capitolul 4, abia aștept. Dar înainte de Darius, Marius, mai ai încă o dată cuvântul. Vreau să binecuvintez în numele Lui Iisus Hristos, să vreau să-mi iau și Biblia de aici. Pune acolo. O să iau ăsta că s-a stricat, da? Îl iau ăsta că e stricat. Îți pregătesc intrarea. Pregătesc calea. Calea pe care urmează să vii, e puțin bătătorită, mi-a fost predicat înainte de pe aici, fiind și aici e cam cea mai bătătorită mocheta, cred că, nu ți zic bine sau nu? Aici în fața să fie cea mai bătătorită, de la cât se predică, se cântă, oamenii care vin în fața să ne rugăm, dacă am un genunchiat mai des aici în fața ar fi și mai bătătorită, dar e bine că nu prea avem bani de alta nouă. Aici mai e o Biblia cu e. Alu Sergiu, te dau și lui Biblia. Și un caietel cu Noul Testament, acu e. Nu mai al nimănui. Eu știu despre ce o să prece Darius. Mi-a zis numai două cuvinte, nu? Patru cuvinte mi-a zis. Mi-a zis o mică, foarte mică propoziție. Și mie îmi place obiceiul de a introduce puțin
un vorbitor înainte de a, de a apărea el brusc așa pe scenă, așa un pic ca să fie el mai degajat, publicul să se crede sau oarecare așteptare, oare ce o să zică Marius înainte de Darius, deci asta e ideea. Și așa, vedeți, dintr-o dată ne-am mai degajat un pic, un pic numai, nu mult. Darius vine pe o cărare puțin și mai bătătorită. Va vorbi din Efeseni 4, omul nou și omul vechi, sau omul vechi și omul nou, asta te-am zis. Atunci am stat și m-am gândit foarte serios la o chestie, foarte scurt. Eu am perioade în viața mea în care îmi place să mă reinventez. Și din omul nou, fizic, din omul vechi, mă transform într-un om nou, dar numai fizic. Vorbesc acum, pentru că las pe Dar să vorbească spiritual cum e treaba asta. Eu sunt mai material în momentele astea. În sensul în care, când constat că m-am săturat de ceva anume, schimb la mine. Și tot îmi dau seama că nu se mai poartă părul lung. Și bag foarfec așa, par cam așa. Și nevastă mi-are un șoc, zic, respiră, că mai am încă nevoie de tine. Dar după aia se obișnuiește, cam după 3 ani de zile se obișnuie că am părul scurt, nu mai am părul lung. Îmi place să-mi reînnoiesc garderoba câteodată când prind reduceri și când cu 100 de lei îmi cumpăr toată ținuta de vară. Cu toate că nu se mai poartă în anul următor, că e expirată, dar îmi place să zic, uite, astea le-am cumpărat, sunt noi, acum le port. Bine, toamna, dar le port în vara anului următor. Îmi place să mă reinventez câteodată, dar o zic asta numai din punct de vedere exterior. Acum, dacă mă uit bine în sală, vă știu pe unii care ați avut părul lung, sau unele, acum le aveți părul scurt, îți acolo în partea aia, e acolo cineva. Știu băieți care arătau subțirei ca mine și acum sunt mai dolofani un pic, o duc și mai bine decât mine și s-au mai împlinit. Știu pe unii care erau slăbănoci ca și Zati cu aici de față și merg la sală și și-au cumpărat bila. Asta de aici și tot timpul ne-o arată. Și căutăm să ne reinventăm în exterior pentru că lucrul acesta credem noi că ne face un pic bine. Față de noi ne simțim mai bine, poate cei din afară au o altă perspectivă despre noi, ne văd diferit, ne văd mai bine, poate nu ne văd mai bine. Dar eu sunt foarte curios să văd ce înseamnă omul vechi și cum se poate reinventa omul acesta vechi într-un om nou, prin ce și care sunt consecințele. Așa că, Darius, în aplauzele bisericii și a trupului Hristos, hai să ne vorbești din cuvântul lui Dumnezeu. Da, da, apreciez, Marius, apreciez, Marius. Mi-am luat și eu ceasul pentru că vreau să mă reinventez într-un singur lucru, să predic mai scurt. Asta e una din provocările mele, să nu predic mult. Nu termin chiar așa acum, nu exagerați. Când zic mai scurt, se începe cu lucruri mici, cu secunde, cu minute. E un progres, nu e așa brusc și dintr-o dată. Sunt curios să văd, Marius, o reinventare de-a ta, gen cu mustață, cu chestii de genul ăsta, așa o perioadă. Fiți binecuvântați, mă bucur că suntem împreună aici, la Biserica Metanoia, la închinare. Eu sunt entuziasmat, am avut o lună plină, cred că am zis-o și dimineața, am avut o lună plină, am fost cam tot timpul pe aici. Și trebuie să recunosc că am avut pasiune, nu știu în ce cauză, am avut o stare foarte bună în luna august. Pasionat să slujesc, nu știu în ce cauză, chiar nu știu, dar sper să nu se termine de grabă. N-am fost încă în concediu, probabil și chestia asta. Astăzi vreau să vorbesc din Efeseni 4, cum a zis și Marius, de la versetele 17 până la 24. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi scurtez textul, când am zis că vorbesc mai puțin. Și vreau să-l citim. Aveți Biblia la voi? Le aveți. Bun. Citesc din noua traducere. Așadar, vă spun aceasta și depun mărturie în Domnul. Nu mai trăiți ca păgânii în deșertăciunea gândirii lor. Ei au mintea întunecată și sunt despărțiți de viața lui Dumnezeu datorită lipsei lor de cunoaștere, care este urmarea împietririi lor. Ei nu mai au rușine, s-au dedat depravării trăind cu lăcomie în toate necurățiile. Dar voi nu așa l-ați cunoscut pe Hristos. Cu siguranță ați auzit despre El și ca urmașii Lui ați fost învățați adevărul care este în Iisus.
Ați fost învățați în ce privește felul vostru de viață din trecut. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se pervertește după poftele înșelătoare, să vă înnoiți în atitudinea minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, care se crea după chipul lui Dumnezeu, în dreptatea și sfințenia care vin din adevăr. Impresii? Idei? Din Efeseni 4 la o prime citire? E clar, vorbim despre omul nou și despre omul vechi, adică despre omul vechi și despre omul nou. La o onomastică, lui Carmin, stăteam de vorbă cu Marius, Raul și cred că și Boloș. Și cred că și Boloș eram. Și discutam un pic despre societatea aceasta românească în care... poate cel mai mare impediment în a lucra cu oamenii sau cel mai mare impediment în a progresa sau se dezvolta un om era lipsa de cunoaștere. Sau cel puțin asta am identificat noi. Faptul că, mă rog, erau mai multe, dar asta, printre mai multe, unul era și ăsta. Și anume am zis că ne uităm în jur și vedem tineri, în general tineri, dar și ceilalți, care... datorită unei lipse de cunoaștere, și mă refer efectiv cunoștință, nu știu carte, nu știu anumite lucruri, spică la bac puternic, nu mai există, cum să zic, un progres la nivel academic, îmi dau seama că sunt repercursiuni care le începem să le simțim. De obicei, persoanele care nu au carte tind să fie violente, tind să fie aspre, dure, miștocare, exact, le lipsește bunul simț. Sunt tot felul de chestii de genul ăsta care, la prima vedere, zicem, ce dacă e a doua generație când 40% promovează? Ce asta? Asta n-are nicio repercursiune. Ce dacă e plagiat? Asta n-are nicio repercursiune. Asta nu mai contează deloc. Ei bine, la o simplă analiză, nouă ni s-a părut care are repercursiuni și are repercursiuni care foarte grave. Și am zis, ok, ce e de făcut? Ce e de făcut? Măi, multe nu prea sunt de făcut. Asta m-a ajuns și la concluzia. Multe nu prea sunt de făcut. Ce putem face noi? E să vă încurajăm sau să încurajăm pe unii și pe alții la ce înseamnă a trăi o viață nouă. Și o viață nouă are și domeniul acesta al cunoștințelor sau al seriozității sau al responsabilității. Apoi, am observat pe parcursul acestei școli de închinare unde am participat, oamenii au fost mult mai serioși sau mai cuminți, ziceți-le așa, mai cuminți, pe măsură ce le s-au impus reguli sau au știut exact ce trebuie să facă, știind că sunt amenințați cu o notă la purtare, s-au purtat ca atare. Apoi m-am gândit, peste tot aud tot felul de videoclipuri că în școli nu mai există respect față de profesor, nu mai există respect față de semen, nu mai există respect față de coleg. Lucrul ăsta iară se vede și are de-a face cu cunoștința. Ba mai mult, tot în ultimul timp se tot vehiculează ideea că... Timișoara intelectuală, da? Se vehiculează ideea că n-ar trebui să fie intelectuală și să punem accent mai mult pe profeție și pe Duhul Sfânt. E bine, eu sunt aici să am o altă poziție. Eu cred că intelectualitatea ar trebui restaurată și răscumpărată. Creștinismul pierde dacă nu se ridică oameni care citesc, oameni care se documentează, oameni care scriu lucruri importante, lucruri care pe viitor sau în 200 de ani, în 100 de ani alți oameni le vor citi și vor crește spiritual, vor vedea o dezvoltare. Ei bine, sunt aici să fac o pledoarie pentru cunoaștere, în primul rând, că de la asta încep. Pentru cunoaștere. Și din ce cauză zic asta? M-am uitat în pasajul din Efeseni și așa începe. Nu mai trăiți ca păgânii în deșertăciunea gândirilor. Ce fac păgânii? Care e scopul vieții lor? Care e scopul vieții lor? Nu zice așa. Zice deșertăciunea gândirii lor. Ce înseamnă asta? Cum?
Îs în? Pustie. Îs în pustie când gândesc. E profund ce zici tu acolo, de aia trebuie să tălmăcești un pic. Filozofic, așa, da. După ei, potopul. Interesant. Mie așa mi se pare. Sunt persoanele astea, când zic deșertăciunea gândirii, zic că gândesc și nu se întâmplă nimic. Știți cum e chestia aia? Zici că cumva risipesc rațiunea. Luați așa. Își risipesc rațiunea și cunoștințe pentru lucruri care nu sunt normal să fie. Nu trebuie să-ți risipești rațiunea și gândirea pentru așa ceva. Și concepția asta, deșertăciunea gândirii, eu am o percepție asupra concepției de viață. Sunt persoane care au o concepție de viață diferită. Și ce înseamnă concepția de viață? Noi toți o avem, chiar dacă nu știm despre ea. Concepția de viață este modul sau lentila prin care noi privim realitatea care ne înconjoară. Okay? Dacă îl avem pe Dumnezeu prin lentila aceasta, vedem realitatea într-un fel și gândim într-un fel. Dacă nu îl avem pe Dumnezeu prin lentila asta, gândim total haotic. Okay? E foarte real, e perspectiva în care noi vedem. Ei bine, păgânii sunt persoanele care văd realitatea aceasta care ne înconjoară, okay? Fără Dumnezeu. Și mi s-a părut foarte interesant cuvântul ăsta folosit de Pavel aici, păgâni. Păgâni. Și ce-s păgânii? Ați interesat? Ce-s păgânii? Așa, când zici la o persoană, e păgână, la ce vă referiți? La necredincioși, exact. Păgânii, interesant, este un termen inventat de către creștini. Ca să-i numească pe toți ceilalți care nu se încred în Dumnezeu și se închină unor zeități și idoli, păgâni. Sau din lume, da, necredincioși, păgâni. Dar e foarte interesant. E cumva catalogarea creștinilor vis-a-vis de cei care nu sunt credincioși. O catalogare interesantă, zic eu. Nu știu dacă e chiar cea mai bună. Dar așa este. Sunt într-un cuvânt, dacă iau încă o dată deșertăciunea gândirii, ceva de genul acesta. Sunt persoanele care nu se închină lui Dumnezeu, ci se închină unui idol. Ok? Nu puteți să ziceți că nu-i idol. S-a tot vorbit despre idoli în august și am fost pe aici. În august s-a tot vorbit despre idoli, despre idolii care nu sunt neapărat chip cioplii, ci este genul acesta, dar sunt persoane sau țeluri pentru care oamenii trăiesc, muncesc, învață, ok? Sunt cariere câteodată, sunt, da, venituri financiare, sunt renumele, sunt puterea, gloria și așa mai departe, ok? Sunt idoli. Tot ce este mai presus decât de Dumnezeu este o chestie idolatră. Toți oamenii se închină. Dacă voi spuneți că nu se închină cineva, se închină. Chiar și ateii se închină, și anume credinței lor că nu există Dumnezeu. Dar în fine, deșertăciunea gândirii, asta înseamnă pentru mine o risipă a rațiunii asupra obiectelor sau idolilor care nu au valoare. Idolatria fiind rădăcina depărtării de cunoașterea adevărului, de cunoașterea lui Dumnezeu. Tot are de face cu a te închina înaintea lui Dumnezeu. Ok. Am găsit un pasaj din Romani pe care vreau să vi-l împărtășesc și puteți să deschideți cu mine la Romani 1 de la versetul 21, care zice așa, foarte interesant vis-a-vis de omul acesta vechi. Da, în Efeseni 4, primele trei versete 17, 18 și 19 fac o caracteristică a omului vechi și o să-l vedem care e omul vechi, să-l identificăm. Romani 1, de la 21 la 23 și versetul 28 zice așa, sau să citesc 20. De la crearea lumii, însușirile lui invizibile, adică lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui au fost percepute clar, fiind înțelese din ceea ce a fost creat, pentru ca ei să fie fără scuză. Și acum vine versetul 21. Pentru că deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu l-au slăvit ca Dumnezeu, vedeți? Ei nu l-au slăvit ca Dumnezeu, o percepție diferită asupra lumii, da? O închinare diferită, nu o idolatrie. Ei nu l-au slăvit ca Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit. Și astfel, fiți atenți ce zice Romaniu aici, gândirea lor a devenit fără folos. Foarte interesant. Și mintea lor nesăbuită s-a întunecat. Pretinzând că sunt înțelepți, ziceți voi, au nebunit. Pretinzând că sunt înțelepți, au nebunit. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o imagine făcută după asemănarea omului muritor, a păsărilor, a patrupedelor și animalelor mici. Și versetul 28 zice așa, pentru că n-au socotit că merită să-L aibă pe Dumnezeu în cunoașterea lor, Dumnezeu i-a lăsat pradă minților corupte ca să facă lucruri pe care n-ar trebui să le facă. O descriere a omului care trăiește după deșertăciunea gândirii sale. O persoană care se crede deșteaptă că pune la îndoială existența lui Dumnezeu sau că nu crede în Dumnezeu. Sau că
crede într-un alt zeu. O persoană care vede pe lumea aceasta nici de cum într-o chestie spirituală, ci doar să am asta, să dețin asta, să fiu acesta. Asta este persoană foarte bine descrisă în Romani. Apoi, deșertăciunea asta a gândirii, cel puțin în Efeseni, are patru părți. Prima zice așa, patru descrieri. Prima e așa, au mintea întunecată. Ce înseamnă o minte întunecată? Ce înseamnă o minte blestemată? O întunecă diavolul. Foarte interesant. Îl băgați. Eu, e interesant pentru mine și continui întrebarea. Nu că n-aș ști unde mă duc. Îl băgați pe diavolul aici. Foarte interesant. Are treabă diavolul cu chestia asta sau nu? Nu este și un al treilea, eul, adică propria persoană. Firea. Firea tot de la cel rău, nu? Firea așa e și zice. Firea așa a fost întotdeauna lui. Nu a fost așa, unde zice așa? Păi bineînțeles, omul e creat după chipul și asemenea lui Dumnezeu, tot ceea ce a fost el. Ok, că a fost pervertit datorită păcatului, partea a doua. Dar, mai vă zic un domn, eul. Nu că Satan n-ar fi, nu că Satan n-ar fi, și Satan este. Dar mai este unul pe care toată lumea îl ignoră, eul. Eul, eu, firea. Toată lumea o ignoră, toată lumea. Ok, de dată se dă și la Dumnezeu și la Tatăl, dar toată se dă și la ea însăși. E interesant. O minte întunecată, adică nu au un standard al adevărului și dovedesc o slăbiciune morală, dacă vreți, ok? Și zice așa Romani, sunt persoanele care au mintea întunecată sau mintea coruptă. Cum? Așa, o minte coruptă. Bun, folosim atunci termenul ăsta. Persoanele care au minte coruptă sunt persoanele care nu-L slăvesc pe Dumnezeu și nu-I mulțumesc Lui. Foarte interesant, bagă închinarea înaintea lui Dumnezeu cu mintea coruptă. Zic, nu te închini înaintea lui Dumnezeu, ai o minte coruptă. Ba mai mult, zici că ești înțelept și ești nebun. Nebun, foarte interesant. Deci, e ca și cum, asta e ideea cumva, e o minte, tu știi care sunt niște standarde și care sunt adevărurile pe care Dumnezeu ți le-a pus în tine pentru că te-a creat după chipul și asemănarea Lui, ok? Dar firea sau cel rău îți corupe mintea și te face să nu te mai închini lui Dumnezeu. Neînchinându-te lui Dumnezeu, ai o minte întunecată. Ok? Ai o minte întunecată. Asta e, mă rog, asta e lipsită de adevăr, de ceea ce este adecvat. Apoi, partea a doua, deci cei care se trăiesc în deșertăciunea gândirii au mintea întunecată. Doi, sunt despărțiți de viața lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Nu sunt închinători. Sunt închinători adevărați, dar nu se închină Dumnezeului adevărat. Nu-L cunosc, n-au relație cu El. Ok, eu așa mi-am zis. Cei care sunt despărțiți de viața lui Dumnezeu sunt aceia care sunt străini de părtășia și intimitatea unei relații cu Dumnezeu. Și am un verset din Efeseni 2 cu 12 pentru cei care vreți să notați sau să urmăriți. Zice așa. În acel timp erați fără Hristos, separați de Israel, care era poporul său, deci putem să știm așa. În acel timp erați fără Hristos, separați de poporul său, străini de legămintele promisiunii, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Despărțit de viața lui Dumnezeu. Dar despărțirea asta de unde vine? Zice următorul verset. Datorită lipsei de cunoaștere. Și lipsa de cunoaștere de unde vine? De la împietrirea. De la împietrire, ok? Deci, cumva ești orbit, da? Lipsa asta de cunoaștere, ești orbit ca urmare a unei încăpățânări. Asta e cuvântul din greacă acolo vis-a-vis de împietrire. Ești încăpățânat, ok? Ca reziști. Pentru simplu fapt că reziști la Dumnezeu și ești încăpățânat, asta înseamnă să te împietrești, ok? Împietrirea inimii, nu Dumnezeu împietrește. Nu, asta, da, omul se împietrește și zice, eu nu vreau să am de face cu Dumnezeu, rezist. Zi. Știu de faza asta cu Exod și e ok, n-am nicio problemă să-ți răspund la asta.
Eu zic așa, în suveranitatea lui Dumnezeu, nicio decizie a omului nu este necunoscută pentru el. Așa zic eu. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că Dumnezeu, care este deasupra timpului, lasă omul să ia deciziile libere, ok? Voință liberă. Dar asta nu înseamnă că îl afectează sau îl surprinde în vreun fel pe Dumnezeu, care este suveran. Asta nu ne transformă nici în marionete, ca Dumnezeu să facă cu noi ce vrea. Doar că cunoscând mai dinainte decizia noastră, îl face suveran, pur și simplu. Și atunci poate să zică, împietrirea inimii lui Faraon. Deci Faraon oricum nu o să se întâmple nimic cu el. El e împietrit. La fel zice la un moment dat când îi zice David, Doamne, dacă mă duc în nu știu ce cetate, astea și posibilități, ca să vezi suveranitatea lui Dumnezeu, ce o să mi se întâmple? O să fiu ucis? Nu? Parcă așa zice, o să fiu ucis? Și atunci Domnul îi spune, da, o să fiu ucis. Și știi ce a făcut David? Nu s-a dus în cetate. Foarte interesant. Asta ce înseamnă? Dumnezeu are perspectivă de undeva de sus. Ok, el e în afara timpului. Și zice așa, omul are voință liberă să facă ce vrea, dar orice face pe mine nu mă surprinde. Nu-mi încurcă planul meu al omenirii. Ok, nu mă încurcă. Nu mă încurcă Faraon faptul că își împietrește sau nu își împietrește inima. Poporul meu tot va ieși din Egipt. Ok? Dar se folosește și de expresie de genul acesta, împietrește inima, chit că tot în Exod, parcă dacă nu mă înșel, zice că Faraon și-a împietrit inima. Deci se folosește și expresia asta, știi? Faraon și-a împietrit inima, după aia zice Dumnezeu i-a împietrit inima. Deci cumva chestia asta, suveranitatea lui Dumnezeu care nu este surprins de o atitudine liberă a unui om, care alege să refuze, că asta e ideea de împietrire, alege să refuze ceea ce Dumnezeu îi spune și anume să-i dea drumul poporului, alege să se încăpățâneze și să stea așa, împotriva lui Dumnezeu. Și suferă consecințele. Nu, cu Faraon i-a stat împotrivă. O, cum își face numele de slavă? Asta e scopul lui, nu? Al lui Dumnezeu. Da, nu, ce vrea mi să zic că era ideea de Dumnezeu care împietrește inima. Dar Dumnezeu nu împietrește inima într-un mod voit, adică El nu trimite în iad pe cineva și împietrește inima pentru că așa vrea El. El din contră, dacă luăm în context ideea de El vrea să salveze lumea, atunci clar că trebuie să coroborăm câteva idei ca să scoatem răspunsul, nu? Și atunci nu putem zice Dumnezeu i-a împietrit inima, scopul pentru El e moartea veșnică pentru că așa a vrut Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu e dreptate și dragoste, nu face chestia asta, ok? Dar în același timp, repet, în Exodus două pasaje unde zice și Faraon și-a împietrit inima, dar de asemenea zice și Domnul i-a împietrit inima lui Faraon. Din context, asta înseamnă suveranitatea lui Dumnezeu care nu este surprins de alegerea liberă a lui Faraon. Asta e ideea, ok? Răspuns? Zi dacă da sau nu. Ok, deci asta înseamnă datorită lipsei de cunoaștere care vine în urma împietririi. Omul care ignoră voit cu încăpățânare să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeu dându-se la idolatrie. Nu vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, te închin altcuiva, ok? Asta înseamnă. Nu vrei să ești rezistent la ceea ce înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu, nicio problemă, nu te închina Lui, te închin altcuiva. Nu înseamnă nu mă închin. Când nu te închin lui Dumnezeu, nu înseamnă nu mă închin. Înseamnă că te închini altcuiva. Ok? 3. Deci primul e cei care trăiesc în deșertăciunea gândirii lor. 1. Au mintea întunecată. Da? Sunt lipsiți de adevăr și ceea ce este adecvat. Sunt despărțiți de viața lui Dumnezeu, adică n-au o relație și o intimitate cu Dumnezeu. Nu mai au rușine. Foarte interesant asta, cum nu mai au rușine. Foarte interesant. Un tip right, așa îi zice. În loc de nu mai au rușine, zice așa, nu mai simt durerea. Și dați-mi voie să citesc ceea ce el a zis. Vis-a-vis de nu mai au rușine. Sunt niște oameni cruzi, aspri și duri. Ei au învins durerea. Și anume, când treci prima oară peste glasul conștiinței, simți o remușcare. Auzi cum protestează cugetul tău. Dar dacă vei nebuși glasul acela, el se va stinge cu timpul pe măsură ce vei nebuși protestul tău. Curând, mustrarea conștiinței va fi tot mai slabă, până când în cele din urmă vei reuși să învingi durerea. Sunt aceia care nu mai au bunul simț. Sau sunt aceia, când zici că nu mai au rușine, sunt aceia care nu mai au conștiință. Sau e atât de amorțită conștiința încât o învins durerea. Am mai găsit după aia două pasaje, căutând să mai înțeleg vis-a-vis de rușinea asta, am mai găsit două pasaje pe care le puteți urmări împreună cu mine. Unul este în Ieremia 2,
de la 25 la 27 și unul este în Ieremia 18. Și Ieremia 2, de la 25, zice așa. Ieremia, Vechiul Testament, da. Când îi zice Dumnezeu, oprește-te până când nu ajungi de sculță și cu gâtul uscat. Și tu zici, în zadar, eu iubesc Dumnezeii străini și vreau să merg după ei. Cum este dat de rușine un hoț când este prins, tot astfel este rușinată casa lui Israel, poporul, regii și conducătorii lui, preoții și profetul lui. Pentru că ei zic lemnului, tu ești tatăl nostru și pietrei, tu ne-ai dat naștere. Mi-au întors spatele și nu se uită la mine. Foarte interesant, cum bagă Dumnezeu rușinea la idolatrie. Okay? Așa cum hoțul face o chestie rușinoasă, tot așa și enumără poporul, conducătorii, se ia de lideri, poporul, regii, conducătorii, preoții, profeții lui, și foarte durii. Pentru că ei zic lemnului, tu ești tatăl nostru și pietrei, tu ne-ai dat naștere, mi-au întors spatele și nu se uită la mine. Foarte interesant. Dar atât. Și Ieremia 18, cu 12 zice așa, e zadarnic, ei zic, ok, e faza când Dumnezeu le vorbește și zice, iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră și fac un plan împotriva voastră. De aceea întoarceți-vă fiecare de la calea voastră cea rea și îndreptați-vă căile și faptele. Asta e o chemare la pocăință, da? Îndreptați-vă căile și faptele. Și ei zic, e zadarnic. Noi ne vom urma în continuare gândurile și fiecare va lucra după încăpățânarea inimii lui rele. După încăpățânarea inimii lui rele. După gândire. După sistemul de valori. După concepția vis-a-vis de lume. Ignoră cu nerușinare chemarea la pocăința lui Dumnezeu. Efectiv zice în zadar, așa, obraznic, de-a drept obraznic. Așa mi s-a părut mie. Obraznic, da. Bun. Trei și mai ajunge la patra. Deșertăciunea gândirii lor. Au mintea întunecată, sunt despărțiți de viața lui Dumnezeu, nu mai au rușine și se dedau depravării, trăind cu lăcomie în toate necurățiile. Când zice se dedau depravării, la ce vă gândiți? Imoralitate, exact. Beție, curvie. Hai că vă și zic pasaje care descriu foarte bine depravarea asta. Cum? Vor asta. Foarte bine zis. După primele trei puncte, astea rămâiază, da? Au și-au terminat procesul de conștiință și zic așa, trăiesc fără frâu, fără limite, sunt obraznici. S-au dedat stricăciunii, violenței, imoralității sexuale, indecenței, făceau toate acestea cu lăcomie. Și ce înseamnă cu lăcomie? Cu generozitate, cu toată dăruirea. Nu se săturau niciodată. E un studiu foarte interesant, fac o paranteză, vis-a-vis de pornografie. Eu mai urmăresc statistici. Am eu niște probleme de ale mele. Și mă uit la statistici, că eu sunt curios de numere, de chestii de genul ăsta. Și statistici zice așa, cu cât încep să te uiți la materiale pornografice, de obicei nu cauți lucruri foarte... hai să mă gândesc un cuvânt care să-l folosesc. Foarte grele, ok? Și cauți lucruri, să zic, la început doar erotice sau chestii de genul acesta. Ei bine, nivelul tot de toleranță e destul de ridicat. Ok? Pe măsură ce continui să te uiți la pornografie, parcă nu te saturi și vrei ceva mai mult. Și te duce și mai mult. Vrei deja să nu mai vezi pornografie simplă sau erotic, vrei deja să vezi actul sexual. După ce te uiți la actul sexual, ăsta nu te mai satisface la un moment dat. Vrei tot mai mult și atunci vrei să vezi tot felul de bâzdibâcuri. Și după aia e foarte interesant, pentru că studiul ăsta chiar așa zicea. Studiul ăsta zicea că la un moment dat, când fanteziile acestea nu te mai satisfac, ajungi să dorești să le faci pentru a satisface chestia aceasta. Și uite, așa ajung violatori, ucigași, pedofili și homosexuali și ce vrei tu. Foarte interesantă chestia asta. Statistic. Pur statistic. Un site like, pur și simplu. Asta înseamnă făceau toate cu lăcomie. Nu este niciodată de ajuns. Niciodată nu se satură. 2 Petru 2 cu 19, partea a doua, spune așa, ei sunt sclavi ai depravării, căci fiecare este înrobit de ceea ce este învins. Foarte interesant, foarte interesant. Iar Romani 1, 24, vă citesc așa pe sărite, 24 din 26, de la 29 la 31, spune așa, de aceea Dumnezeu a lăsat pradă necurăției, ca să urmeze poftele inimilor, dezonorându-și astfel trupurile între ei.
Din pricina aceasta, versetul 26, prima parte, zice așa, Dumnezeu i-a lăsat pradă vicilor rușinoase. 29 zice așa, sunt plin de orice fel de nedreptate, de nelegiuire, de lăcomie, de răutate, sunt plin de invidie, ucidere, ceartă, înșelătorie, sunt dușmănoși, șoptitori, bârfitori, îl urăsc pe Dumnezeu, sunt obraznici, aroganți, lăudăroși, născocitori de rele. Și acum bag o chestie care parcă n-are nicio treabă cu tot pasajul ăsta, neascultători de părinți. Parcă n-are nicio treabă cu tot, nu? Nu vi se pare așa când citești și zici ucidere, ceartă, îl urăsc, lucruri grele, neascultători de părinți. După aia continuă și mai grav, necugetați, nu știm promisiunile, sunt fără afecțiune, nemiloși. Dumnezeu îi lasă nu împotriva voinței lor, pentru că ei sunt într-un mod deliberat depravați. Ok? Roman, da, 1, 24, 26, de la 29, 31, ok? Acesta este omul vechi. Caracteristicile unui om vechi. Este omul care are o concepție despre lume fără Dumnezeu. Se uită la lume și spune, nu există Dumnezeu. Se crede înțelept și de fapt prost. Are mintea întunecată, este separat de Dumnezeu, nu îi e rușine și este de dat la depravare. Cu lăcomie face treaba asta. Ăsta e omul vechi. Ăsta e omul vechi. Mi s-a părut interesant că la început Pavel zice nu mai trăiți ca păgânii de șertăciunea gândirii lor și spune chestia asta unor efeseni care deja erau convertiți. Se spune lucrul acesta unor creștini care au zis că sunt creștini, că urmează pe Hristos și totuși fac lucruri de genul acesta. Foarte interesant, efeseniu. E bine, ăsta e contextul în care tot vorbesc cu Marius, cu Raul, cu Boloș, cu Eugen. Băi, ăsta e contextul ăsta din jurul nostru. Asta e cunoașterea. Oamenii nu mai vor să învețe. Tinerii nu mai vor să performeze. La nivel de... chiar și biserică. Nu se pune așa mult accent pe intelectualitate, pe ce înseamnă studiu academic, pe ce înseamnă... hai să studiem ceva. Mi s-a mai părut interesant o chestie la un moment dat la seminarul lui Valer Brâncovan vis-a-vis de cartea Daniel. Am început să-i punem câțiva dintre noi niște întrebări, zicem noi, sofisticate, cu perspectivă de a afla câteva răspunsuri. Valer așa mi-a trântit un răspuns, pentru mine foarte interesant, și-a zis ceva de genul acesta. Păi voi ce vreți? Să vă dau așa mură în gură toată munca unui om, voi să nu munciți absolut nimic și eu să vă dau răspunsurile? Citiți. Știi că nu a zis așa? Băi, e extraordinar, zic. Și am zis, bă, ce face și Valer ăsta acum? Am și o întrebări și ăsta nu răspunde. Asta e realitatea. Asta e realitatea. Omul acesta a muncit, a venit, m-a provocat, mi-a spus oricum mi-a zis lucruri pentru că nu trebuie să muncesc. Dar curiozitatea o să mă facă să le verific, dacă ai idee. Deși Valer e un tip foarte încredere, da? Deci mi-a spus lucruri pe care, cum să zic, nu le-am studiat. Tipul ăsta a stat, a studiat, când mi-a zis, el are o carte așa despre Apocalipsa și mi-a zis, pe la capitolul 12. De câteva luni studiez despre la capitolul 12. Zic, Domnul meu și Dumnezeul meu, eu cu Eugen studiez Corinteniu și de-abia la capitolul 7. Dar ca idee, oamenii nu mai vor să muncească. Nu mai vor să... omul ăsta vechi, ăsta e contextul, oamenii nu mai vor să muncească. Ai nevoie de informație? Google. Bun, și foarte bine, te ajută să-ți dezvolți. Ok. Ai nevoie de informație? Ok, iau o carte și citesc. Dar oamenii nu mai vor să facă chestia asta. Nici măcar nu se mai sinchisesc să vadă ce copiază de acolo. Ce zice de acolo? Sau de dat depravării. Puf, ăsta e bun, copy-paste. Copy-paste. Și când începi să citești, profesorul își dă seama că două rânduri au de face depravarea și urmează al cincilea punct pe care asta nu l-au văzut în timp ce făcea copy-paste, care era total altceva. Știi? Și atunci se miră că l-am luat notă mică. Cum am luat eu notă mică? Că m-am pregătit. Am făcut referatul, nu? Două pagini, cât eu zis. Două pagini am acolo. Și cu 1,5 spațiu între rânduri. Deci... Na, foarte interesant. Asta e contextul în care văd eu omul vechi. Ei bine, versetul 20 zice așa. Dar voi nu așa l-ați cunoscut pe Hristos. Nici n-ai cum să-L cunoști pe Hristos așa. Nici n-ai cum. Dacă nu vrei să-L cunoști, dacă ai mintea întunecată, n-ai bunul simț, te dedai depravării, nici n-ai cum să-L cunoști pe Hristos așa. Dar n-ai cum. Deci e incompatibilitate. Nu se poate așa ceva. Cum? Așa, brusc așa. Mai există câțiva care au o revelație așa și Dumnezeu le vorbește. Dar câteodată cred că și aia sunt căpățânați și nu vor să... Și eu mai am
Paul asta încă pățânării câteodată, dar sper să nu mai pocăiesc. Doamne, ajută, mulțumesc aici. Apreciez onestitatea și susținerea voastră. Zice așa, urmează omul cel nou, da? Cu siguranță ați auzit despre el, face referire la Iisus, și ca urmașa lui a fost învățat adevărul care este în Iisus. Care e treaba asta cu Iisus? Asta, ce treaba are Iisus? Omul vechi, omul nou. Totul are de face cu Iisus, că doar suntem la biserică, nu? Nu putem să nu avem de face cu Iisus. Iisus e important. Dar Iisus este, într-adevăr, cea mai grozavă lecție a vieții unui creștin. Este, practic, esența ceea ce noi trebuie să învățăm. Ok? Dacă ne ocupăm mintea învățând sau risipind rațiunea noastră pe lucruri care nu au treabă cu Dumnezeu, nu facem decât să trăim o deșertăciune a gândirii noastre. Dar dacă investim energie și timp, ok, și rațiunea noastră și cunoștința noastră, ca să studiem pe Cel care este centrul tuturor lucrurilor, și anume pe Iisus Hristos, care este El însuși adevărul, lucrurile acestea ne vor face oameni noi. Asta e soluția. Foarte simplă. Iisus Hristos. Foarte simplă. Nu v-ați aștepta la o soluție așa simplă, nu? Ați fi vrut alți pași sau ceva, dar foarte simplu. Iisus Hristos. Dacă vreți, dau și pe pași. Dar n-am decât unul singur. Dar și omul cel vechi vede prin Iisus Hristos cu alți ochi lumea. Și știți care e interesant? Știți care e contextul Efeseni 4? Despre ce vorbește Efeseni 4 în general când citim înainte de pasajul acesta din 17? Vorbește despre dragoste, despre unitate în cadrul bisericii. Și despre schimbarea prin Duhul, da. Și o să mergem și noi la asta, la înnoirea minții noastre. Foarte interesant. Deci contextul ăsta în care bagă Pavel omul cel vechi și omul cel nou are de face cu unitatea și cu dragostea care există din biserică. Și zice, dacă omul dacă omul nu-L cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, se va vedea chestia asta în relațiile cu cei din jur. Okay? Omul vechi ripostează. Omul vechi e egoist. Omul vechi e dur, n-are bun simț. Omul vechi, dacă te poate, te frige. Omul vechi te fură. Omul vechi nu te respectă. Omul vechi te bârfește. Omul vechi șușotește. Te minte, omul vechi. Ok? Are de-a face. Și atunci te miri că nu-i dragoste autentică și reală în trupul lui Hristos. Te miri. Oare de ce? Că sunt câțiva creștini, cum zice și Pavel, care trăiesc ca și păgânii. Și anume, nu se închină lui Dumnezeu. Sunt care se dau creștini și nu se închină lui Dumnezeu. Pur și simplu. Cum? Okay. Am crezut că mai e o întrebare, de ok. Hristos este adevărul în esență. Ioan 1 cu versetul 14 și versetul 17 a doua parte zice așa: Cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi, iar noi am privit slava Lui, o slavă ca a singurului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Și versetul 17 a doua parte spune: Dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Adevărul a venit prin Iisus Hristos. Adevărul a venit prin Iisus Hristos. Adevărul care ne va descuia mintea, ne va face înțelepți. Dacă vrem și nu rezistăm. Dacă ni sunt încăpățânați. Asta este o parte a mesajului, nu știu. Când mi-am pregătit mesajul, e o parte pe care nici n-am notat-o în notițele mele. Este ce așteaptă pe cei care se împotrivesc lui Dumnezeu. Eu detest din toată inima mea, am detestat din toată inima mea predicatori care zic că pocăiește dacă nu te duci în iad. Caută-L pe Dumnezeu dacă nu te duci în iad. Am detestat din totdeauna, mi s-a părut că ei efectiv mă amenință. Că se iau de persoana mea. Dar să știți că așa e. Mi-am dat seama că ăsta e adevărul dur. E treabă serioasă, asta e ideea. Mulțumesc, Eugen. E o treabă serioasă. Biserica nu are de-a face cu lucruri neserioase. Biserica nu are de-a face cu lucruri care sunt fără valoare. Biserica are de-a face cu omul. Iar omul este prețios. Omul este prețios, ok?
Lucrurile sunt chiar așa de simple. Citeam în Vechiul Testament când Dumnezeu zice: spun înainte viața și binecuvântarea, sau blestemul și moartea, și sporuncesc, alege viața. Dar sunt care aleg de bunăvoie blestemul și moartea. De ce? Pentru că nu vor, cum ziceau romanii, nu vor să recunoască că Dumnezeu este de aici. Peste tot se vede că Dumnezeu îi. Când a fost Colina gravidă și am tot fost la ecograf, tot ziceam, bă, când era cât un buton de telecomandă, nu? Că atât era, cât un buton de telecomandă. Ziceam, prost să fii, să crezi că chestia asta a fost o chestie care nu a fost creată. Prost să fii. Deci cum să, când, după aia când vezi că crește și se dezvoltă, zici, prost să fii, să zici că asta e din maimuță sau crește. Deci trebuie să fii prost, e realmente prost. Trebuie să ai mintea încuiată, trebuie să ai mintea întunecată. Asta e realitatea. Să crezi așa ceva, să fii nebun. Asta a fost concluzia mea după ce am văzut butonul de telecomandă. Am zis, băi, fratele meu, să zici... Și alții ori studia, dar ai, cum să zic, asta e pentru mine deșertăciunea gândirii. Oameni care își risipesc rațiunea în prostie. Dar în același timp, pe de o parte apreciez că Dumnezeu este testat. Pentru că... asta e și o frumusețe lui Dumnezeu. Pentru a se împlini cel mai mare bun, trebuie să fie și un rău, și anume voința liberă a omului, care să le leagă de bunăvoie pe Dumnezeu. Și ca omul să le leagă de bunăvoie pe Dumnezeu, el trebuie să-L creadă pe Iisus Hristos ca și Domn, ca și Mântuitor, trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu, trebuie să depună un efort. Dacă nu face chestia asta, nu ajunge la cel mai mare bun, ok? Cel mai mare bun e mântuirea împreună cu Iisus Hristos, într-o veșnicie extraordinară, eternă, în care îl va cunoaște pe Dumnezeu în plinătatea Lui. Asta dacă este plinătatea Lui, pentru că El e infinit în toate părțile. Acum, asta mi-am dat seama. Oamenii ăștia vechi nu au o soartă foarte plăcută. E o treabă serioasă. E o treabă serioasă. Și vă spun, am detestat întotdeauna cei care au zis cine nu-i pocăit, dar nu-i... Ce fel de pocăit? Aia e șeful. Ce fel de pocăit? Continuăm, șeful. Zice așa. Ați fost învățați, că asta zice, ați fost învățați adevărul care este în Iisus Hristos. Și zice, ați fost învățați. Ce ați fost învățați? Trei lucruri. Unu, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, ca pe o haină, dați-l jos. Care se pervertește după poftele înșelătoare. Asta e primul lucru. Să ne dezbrăcăm de omul cel vechi, ca pe o haină. E un proces, așa, o decizie. Cred, eu. A unii am văzut și proces, dar recunosc că nu prea cred în procesul ăsta așa mult. Dar trebuie să fie procesul pentru mine o persoană care încă e indecisă și la un moment dat decide. Chestia este o chestie decisă. Decizi, se face treabă. Nu decizi, nu se face treabă. Apoi zice, deci dezbracă de toate concepția asta rea și noiște-ți atitudinea minții. Vedeți că tot la minte se întoarce. Zice, ok, omul vechi trece după deșertăciunea gândirii, are mintea întunecată. Și primul lucru zice, ok, dezbracă-te de omul cel vechi și noiește-ți mintea. Luminează-ți mintea. Aici intervine și Duhul lui Dumnezeu care ne luminează și ne revelează tot adevărul. Și ne face conștienți că suntem păcătoși. Ok? Face chestia asta. Dar vedeți când intervine Duhul Sfânt sau înnoirea minții. În momentul în care omul decide să se dezbrace de cel vechi, nu vine nimeni cu forța. Dumnezeu nu vine cu forța la nimeni. Nu vine cu forța nimeni să numească pac, Călin, să-i înnoiesc, pac, ți-am înnoit mintea. Știi? Sebi. Da. Dumnezeu nu face chestia asta. Dumnezeu nu face chestia asta. Dumnezeu așteaptă ca și Călin și Sebi să spună, ok, mă dezbrac de omul cel vechi. Ca mai apoi Duhul Sfânt să vină să zică, hai să vă înnoiesc mintea. Nu pot să vă înnoiesc mintea dacă voi încă sunteți fără rușine, depravați, aveți mintea întunecată. Zinoel. Eu asta cred că te face conștient când zici Duhul Sfânt luminează. Te conștientizează că Dumnezeu este și că îți oferă mântuirea. Pur și simplu. El este adevărul. Ești pe calea greșită, da. Ești, băi, asta zice. Omule, te dezbraci de toate chestiile astea tale rele și te întorci cu fața către Dumnezeu. Dar asta e Duhul Sfânt care zice, băi, există un Dumnezeu, întoarce-te către El.
Nu spune înainte să iei decizie. De asta zic, trebuie să iei decizia și după aia zice. Bine, e un proces, dar repet, când zici... E un proces, corect, e un proces, dar primul pas dintr-un proces nu e un alt proces mai mic, e o decizie, zic eu. Repet, la unii am văzut și că e proces, dar părerea mea e că nu e un proces, ci doar o indecizie, o perioadă mai lungă de timp. Exact. Biserica Metanoia crește că există, crede că există naștere din nou așa și o convertire, dar există o viață de sfințire care durează tot timpul vieții. E un proces care ține tot timpul, dar decizia e decizie. Îl urmez pe Hristos? Da. Îl urmez pe Hristos? Nu. Îl urmez pe Hristos? Mă gândesc? Asta e o amânare a deciziei. Ok, da. Să înnoim în atitudinea minții noastre. Da, Duhul lui Dumnezeu influențează procesul gândirii, ajutându-ne să raționăm, să vedem lucrurile din punctul de vedere al lui Dumnezeu. 3. Ne îmbrăcăm cu omul cel nou. Primul. Ne dezbrăcăm de cel vechi. După aia vine Duhul Sfânt, ne înnoiește mintea și zice, trebuie să fim diferiți. Și aduce omul cel nou. Yes. Romani 6:6 zice așa. Noi știm că omul nostru vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie lăsat fără putere, ca să nu fim sclave ai păcatului. Țineți minte ce a zis Petru la un moment dat când a zis s-a dat depravării. A zis, ei și sunt sclave ai depravării, ai păcatului, da? Căci fiecare este înrobit de ceea ce este învins. Ok? Omul nou este creat după chipul lui Dumnezeu în dreptatea și sfințenia care vin din adevăr, adică din Hristos. Mai am doar două pasaje, după care... Eu zic ok. Într-un real timp. Aproximativ tot mai scurt. Coloseni. O citesc acum mai multe versete, dar merită. Vedeți că decât să fac schiță pe versetele așa să vi le citesc și suficient de clare, zic eu, pentru cel care își pune inima să le asculte. Coloseni 3, de la 1-17 și spune așa, dacă ați fost în viață împreună cu Hristos, căutați lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, pentru că voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când Hristos, viața voastră, se va arăta, atunci și voi vă veți arăta împreună cu El în glorie. De aceea dați morții tot ceea ce aparține firii voastre pământești. Desfrâul, necurăția, patima, poftarea, lăcomia. Și fiți atenți ce zice mai departe. Care este idolatrie? Și mai citim o dată. Desfrâu, necurăția, patima, poftarea, lăcomia. Care este idolatrie? Vedeți ideea de a te închina lui Dumnezeu sau nu? A te închina altcuiva. Din cauza acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Acestea sunt căile pe care ați umblat și voi atunci când trăiați între ei. Însă acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de furie, de răutate, de blasfemie, de cuvinte murdare care vă ies din gură. Nu vă mințiți unul pe altul pentru că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și de faptele lui. Asta zice Coloseni, este altă epistolă, nu citeți din Efeseni. Pentru că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și de faptele lui și v-ați îmbrăcat, asta folosește aceeași cuvinte, cu omul cel nou, care este înnoit în cunoaștere, are o cunoaștere nouă, după chipul Creatorului Său. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar, nici scit, nici sclav, nici liber, ci Hristos este totul în toți. Așadar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați-vă, și acum să vedeți ce înseamnă omul cel nou, da? Cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu răbdare. Îngăduiți-vă unul pe altul, iertați-vă ori de câte ori vreunul dintre voi are vreo nemulțumire împotriva altuia. Cum v-a iertat Domnul, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care le leagă pe toate într-o armonie perfectă. Iar pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre. La ea ați fost chemați și într-un singur trup, să fiți mulțumitori. Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din belșug. Învățați-vă și instruiți-vă unul pe altul cu toată înțelepciunea. Cântați lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre cântece de laudă, imnuri, cântece duhovnicești. Tot ceea ce faceți, cu vorba sau cu fapta, să faceți în numele Domnului Iisus, mulțumind prin El lui Dumnezeu, Tatăl. Ăsta este omul cel nou.
Apoi mai am două versete din 2 Corinteni, celebrul pasaj, care cred că mulți să știți pe de rost. 2 Corinteni 5, omul cel nou. De la 16 la 18 spune așa: astfel de acum noi nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Chiar dacă odată l-am cunoscut pe Hristos în felul lumii, acum nu mai cunoaștem așa. Astfel, dacă cineva este în Hristos, este o nouă creație. Cele vechi s-au dus. Iată, toate au devenit noi. Toate acestea sunt de la Dumnezeu, care prin Hristos ne-a împăcat cu sine și ne-a dat mesajul împăcării. Asta e omul cel nou. Asta e reinventarea. Și la asta vă provoc în seara aceasta. Și pe mine, și pe voi. La o reinventare. O reinventare care nu are de-a face cu aspectul exterior, nu are de-a face cu freza, cu culoarea părului, cu îmbrăcăminte, nu are de-a face cu chestii de genul acesta. Dumnezeu nu-i curios de chestii de genul acesta. Deși mi-am dat seama că cel puțin decența se trage din el. Când zic nu-i curios de chestii de genul acesta, asta nu înseamnă că noi putem face ce vrem. Ce asta înseamnă doar că îl imităm pe Dumnezeu, care este decent, care este plin de dragoste, care este blând, care este drept, care este sfânt. Ăsta e omul cel nou. N-are mintea întunecată. N-are mintea întunecată, omul cel nou. Cel vechi, cel nou, n-are mintea întunecată. Nu este rușine. Nu se dedă la tot felul de mizerii. E un proces. Aici cred că este un proces. Dacă vrei să te dezbraci de omul cel vechi, eu cred că e o chestie așa simplă. Dacă vrei să te îmbraci cu omul cel nou, e un proces. Nu e ușor să te îmbraci cu omul cel nou. E o transformare totală, pentru că cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a spus și sora Viorica foarte bine, este etalonul și adevărul absolut după care noi ne luăm. Noi trăim într-o lume a pluralismului, ok? Pluralismul ce zice? Zice așa: nimeni nu are dreptate. Fiecare cum vede elefantul, ăla are dreptate. Dar nu e așa. Elefantul e elefant, fie că îl vezi din toate părțile. Există un adevăr absolut, iar creștinii spun chestia asta. Ok? Ăsta e omul cel nou. Haideți să ne ridicăm. Da, omul cel nou, eu am spus asta, omul cel nou în Efeseni 4, ăsta e contextul în care bagă omul cel vechi și omul cel nou. În cadrul relațiilor din biserică, în care zice trebuie să fiți în unitate și în dragoste. Dar să știți că printre voi ăștia care vreți să fiți în unitate și în dragoste, există băgâni. Oameni fără Dumnezeu. Cât să zic? Mă rog ca dragostea voastră să crească în ce în ce mai mult în cunoaștere și orice pricepere, ca să puteți deosebi lucrurile de valoare și să fiți curați și fără pată în ziua lui Iisus Hristos, plin de rodul dreptății care vine prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Da, îi dragoste acolo ca și ingredient, așa e și în Efeseni. Îi dragoste acolo, pentru omul cel nou nu puteți să fiți oameni noi singuri. Asta e un lucru foarte important. Nu puteți să fiți oameni noi singuri. Dacă ați crezut că vă puteți îmbrăca singuri în omul cel nou, vă înșelați. Aveți nevoie de unul, de celălalt. Eu am nevoie de Călin ca să mă îmbrac în omul cel nou, pentru că față de el trebuie să manifest dragoste, față de el trebuie să manifest iertare, față de el trebuie să manifest îngăduință, blândețe. Pe el nu trebuie să-l bârfesc, ok? Despre el nu trebuie să șușotesc. Eu am nevoie de el ca să mă îmbrac în omul cel nou. Eu am nevoie de fiecare dintre voi ca să fiu îmbrăcat în omul cel nou. Ok? Haideți așa cum stăm. Pentru câteva secunde, dacă vreți. Hai să ne gândim un pic la ce înseamnă părți. Ok? M-a mai rămas poate o parte de mânecă. Poate o jumătate de pantalon scurt. Din omul cel vechi. Părți care ne împiedică să-L cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat. Părți care ne împiedică să înlocuim haina murdară a omului vechi cu o haină nouă și curată, înnoită, care să-mi dea o perspectivă diferită. Eu sunt convins că niciunul dintre noi nu este chiar așa de praf cum e omul ăsta vechi din Efeseni. Dar eu știu că am niște chestii unde nu am
haina nouă a omului nou. Dar îmi doresc să am. Și vreau să mă pocăiesc și vreau să cresc și vreau să fiu un om nou, ok? Și atunci vă rog pe fiecare dintre voi, haideți să stăm într-un moment și să vedem care sunt lucrurile acelea ale vieții noastre care trebuie dezbrăcate pentru ca Duhul Sfânt să acționeze și apoi să putem, printr-un proces, să ne îmbrăcăm cu omul cel nou, ok? Haideți să facem lucrul acesta.